Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, continuăm cu seria de boli care afectează albinuța. Astăzi am să vă spun câte ceva despre boala neagră și despre dizenterie. Deci să începem cu boala neagră. Boala neagră este, poate să fie de două feluri. Poate să fie contagioasă sau ereditară. De ce ereditară? Fiindcă măcile afectate de această boală vor da la ecloziune, la înmulțire, exact albine care deja sunt afectate de această boală. Ea se poate evita foarte ușor, schimbând regina, dacă este ereditară, adică dacă albina se eclozează direct cu această boală. Ea poate fi recunoscută foarte simplu, fiindcă se nasc albine negre fără puful acela pe ele, ca să înțelegeți mai bine. Și poate să fie în forma contagioasă, cea care de obicei se poate să fie la culesul de pădure, dar numai la culesul de pădure, acolo unde, să spunem, la zmeură, la știu eu ce tipuri de culesuri sunt pe la pădure. În acest fel, mortalitatea crește în familia de albine, la ordinii se văd multe albine moarte, puterea familiei scade, și se poate evita doar luând stupina și plecând de la culesul respectiv. Deci, nu afectează de obicei la cea contagioasă, afectează toată stupina, iar cea ereditară doar câte o familie. Deci, nu asta este diferența între cele două. Deci, dacă e ereditară, vă uitați, eclozează albina fără păr, fără puf, iar la ce contagioasă o să vedeți că la un cules, dacă aveți o pădure în zonă, atunci multe albine se vor bate la urdinii și zici că este atacat de alte albine, dar nu e chiar așa, ci albinele care se întorc de la cules, având această boală, vor fi respinse la urdinii de către albine și se vor bate și se vor omorâ. Deci este un fenomen, cum am spus, mai des întâlnit la culesurile de pădure. Cam atât despre boala neagră, trebuie să știm că există și unde există. Acum să vorbesc despre dizenterie. Dizenterie apare doar iarna și primăvara de vreme. Ea poate fi recunoscută în pe stupi, apar niște pete maronii, de obicei după un zbor de curățire apare această pete maronii. Se face un fel de solzi, se uscă pe lăzi, dar cel mai des se întâlnește în familii, unde albina nu poate să mai țină deșeurile în rect, în punga rectală, și atunci le va defeca în stup, deci își face nevoile în stup. Se singur cine-i de vină pentru dizenterie, da? Pentru dizenterie este de vină felul următor. Hrana proastă, calitativă, de exemplu cea bogată în proteine, care umple repede rectul albinei, sacul rectal, și albina nu mai poate să țină și va trebui să ejaculeze acest conținut în stup. Deci hrana plină cu minerale, cristalizată, nu e bună. Și nici adaosurile exagerate de completare,
pentru iarnă nu fac bine acest lucru. Și acum mi-aduc aminte că undeva în al doilea, al treilea an, din când am avut albine, am avut acest fenomen. Ce e rău în lucrul acesta este că familia afectată nu se tratează. Ea vine de obicei împreună cu nosema, cu amibiaza, cu varoa. Deci, nu neapărat că vine, ele provoacă acest lucru, ci neliniștea care o provoacă aceste boli într-o familie de albine cauzează un exces să mănânci prea mult în timpul în timp ce deranjezi familia de albine. Am văzut familii în iarna aceasta moarte din cauza șoarecilor. Familia de albine nu moare din cauza la șoareci, moare din cauza deranjului care îl provoacă șoarecile. Zgomotul acela în continuu agită albinele și ele vor consuma mai mult, altfel fac dezinterie și mor. Deci și omul poate provoca acest neliniște, intrând foarte des în stupină. Acum nu trebuie să-i luăm ca atare că să nu mai intrăm deloc în stupină iarna, că mergem o dată la două săptămâni, mai ascultăm, mai... Dar să nu mergem zilnic, să mișcăm lăzile, să trecem pe acolo, să lucrăm cu toporul pe jurul ei, să... Nu știu, tot felul de lucrări din acestea. Dăm zăpada, până și dat zăpazi excesiv poate deranja. Nu toate familiile reacționează la fel, deci din 10 una poate să moară din cauza dezinteriei și face același zgomot la toți. Dezinteria o provoacă hrana proastă plină cu minerale, zgomotele, bolile, în general tot ce provoacă stres albinei și și o deranjează pur și simplu, deci și deranjul ăsta mecanic. Dacă ajung aceste familii în primăvară, trebuie foarte strânse, pe cât mai puține rame și dacă ajunge până prin luna martie, se poate da sirop până încep ele să se curețe, de să se vindece singure cum ar veni. Noi putem trata pentru nosemă și amibiază cu diferite substanțe. În România se folosește protofilul, dar mai sunt și alte substanțe pe care puteți să le folosiți. Dar numai în caz că ajunge în primăvară, că se întâmplă foarte rar că aceste familii să ajungă, fiindcă am văzut în stupină mari, deranjat de șoareci, familie de albină moartă. Deci cam atâta cu aceste două boli, boala neagră și dezinteria. Sper să fiți mai precauți văzând câte boli poate să aibă o familie de albine. O să revin și cu altele. Până atunci, numai bine!